Bună ziua, bine ați venit! Pentru astăzi o să pregătim niște delicioase frigărui de pui cu sos chimichurri. Avem nevoie de 500 de grame de piept de pui, îl vom tăia în cubulețe mai mari, aproximativ 3-4 cm. Apoi vom pune pieptul de pui într-un bol. Adăugăm piper, sare, condimente pentru carne de pui, o lingură de iaurt, amestecăm bine. Lăsăm totul la frigider timp de 2 ore. Între timp, tăiem un ardei. La fel, vom tăia cubulețe mai mari. Două bucăți de ceapă roșie. Vom tăia în patru. Un dovlecel. La fel vom tăia cubulețe mai mari, fiindcă la temperatura de la cuptor, dovlecelul se va găti foarte repede. Apoi avem nevoie de bețișoare pentru frigărui. Vom începe prin a pune bucată de pui, dovlecel, ceapă. Din nou pui, ardei. Apoi le vom pune într-o tavă. Le vom lăsa la cuptor la 180 de grade timp de 30 de minute. Pentru sosul chimichurri avem nevoie de chili proaspăt, o legătură de pătrunjel, două bucăți de ceapă, 3 căței de usturoi, sare, piper după gust, ulei de măsline, zeamă de lămâie. Încorporăm foarte bine totul. Adăugăm și puțină apă și lăsăm la frigider timp de 2 ore. Frigăruile sunt gata. De preferat este să faceți sosul cu o zi înainte, dacă aveți timp. Apoi vom pune sosul peste frigărui. Sunt foarte delicioase, sper că vă place. Dacă vă face plăcere, vă invit să vă abonați. Mulțumesc!